În anul 2013 au fost aplicate peste 190.000 de amenzi șoferilor care au circulat pe autostrăzile și drumurile publice din România fără rovinietă. Numărul mare de persoane prinse fără a avea plătită taxa de drum vine în urma înmulțirii controlelor pe drumurile publice și a amplasării mai multor camere video. Șoferii n-au mai scăpat așa ușor datorită faptului că în anul 2013 au fost amplasate mai multe camere video pe arterele principale din România pentru depistarea celor care nu plătesc rovinieta. Polițiștii au reprezentat un alt factor esențial în identificarea celor care se sustrag de la plata acestei taxe. Valoarea menzilor pe care le-au primit șoferii în 2013 s-a ridicat la 65,6 milioane de lei, echivalentul aproximativ 14,8 milioane de euro, potrivit companiei naționale de autostrăzi și drumuri naționale. În mod normal, CNADNR încasa 90% din valoarea acestor amenzi, diferența reprezentând venit la bugetul statului. Această regulă a fost schimbată, iar banii sunt direcționați acum în integralitate către bugetul statului sau bugetele locale. Măsura a fost luată pentru a pune capăt unei practici descoperite de autorități prin care șoferii s-ar fi eschivat de la plata amenzilor primite pentru că au circulat fără o rovinietă validă. Conducătorii auto ar fi ales în număr tot mai mare să pătească doar 10% din amendă, sumă care ajunge la fisc, nu și restul de 90% care ar fi trebuit să ajungă la CNADNR. Astfel, ei nu figurau la ANAF cu datorii, dar reușeau să scape de cea mai mare parte a amenzii primite.